În episodul de astăzi am întrebat inteligența artificială dacă îmi poate da gemuri pe Stumble Guys. Bună tuturor, băieți, și bine v-am găsit în acest episod de Sas Royal. Și astăzi am venit cu un episod în care vom întreba inteligența artificială dacă ne poate da Stumble Tokens și de asemenea gemuri pe Stumble Guys. Înainte de toate, nu uita de butonul de like și cel de subscribe, pentru că mă ajută foarte mult și mi-arată susținerea ta și munca depusă în aceste clipuri. Fără alte discuții, hai să-i dăm drumul! În acest episod vom confrunta botul de pe Snapchat și vom începe cu o întrebare simplă. Salut! Să vedem ce ne va răspunde, pentru că, na, m-a întrebat, zice, salut, ce faci? Bine, tu... Deci, ceva... Discuții simple. Bine, mulțumesc pentru întrebare. Ce planuri ai pentru azi? Și acum începem. Aș vrea să joc Stumble Guys. Joc Stumble Guys. Și să vedem acum cineva răspunde, brotherilor. Sună distractiv. Îmi place și mie să joc jocuri. Îți place să joci cu prietenii sau singur? Prieteni. Sună distractiv să joci cu prietenii. Sper să vă distrați jucând împreună. Acum îi vom face întrebarea dacă ne poate da gemuri. Îmi poți da 100 gems pe Stumble Guys? Vreau, sunt tare curios să văd cine va răspunde. Da, cel mai bun răspuns. Nu încurajez jocul neloial. Vă recomand să câștigați gems prin jocul corect și să vă bucurați de experiența de joc. Îl vom întreba și de Stumble Tokens, că poate este mai darnic, cine știe. Înțeleg că îți place să joci Stumble Guys, dar nu pot oferi gemuri sau alte avantaje neloiale. Este important să jucați în mod corect și să vă distrați în timp ce îți îmbunătățești abilitățile. Mamă, brodere! Dar Stumble Tokens. Sunt tare curios. Îmi pare rău, dar nu pot oferi niciun fel de avantaje neloiale. Da, același răspuns. Ce știi despre Stumble Guys? Sunt curios la răspunsul care îmi va da. Stumble Guys este un joc distractiv de supraviețuire multiplayer. În joc, jucătorii trebuie să treacă prin diferite obstacole și să evite capcanele pentru a ajunge la final. Este un joc distractiv și amuzant pentru toți jucătorii. Când a fost lansat Stumble Guys, domnule Snapchat? Haideți să vedem. Stumble Guys a fost lansat în august 2020. Și când se afla în beta? Sunt tare curios. Nu sunt sigur când Stumble Guys a fost în versiune beta, dar știu că jocul a fost dezvoltat de o companie numită Kitka Games. Oh my god, brother, deci nu-mi vine să cred ce știe IU de pe Snapchat. Știe că a fost o companie Kitka Games. Cine deține în acest moment... În acest moment, Stumble Guys. Sunt tare curios. Dacă știe și acest răspuns, bro, știe prea multe. Din câte știu, Kitka Games este o companie care deține Stumble Guys. Sau cred că nu m-am exprimat eu corect. Haideți să-l întrebăm în afară de Kitka. Din câte știu, în afară de Kitka Games, nu există alte companii care dețin Stumble Guys. Dar presupun că această versiune a botului nu este actualizată în acest an, presupun, pentru că văd că nu știe că
În prezent, scopii la eu deține Stumble Guys-ul și nu mai este acelor de la KitKat. Foarte, foarte. Într-un final am aflat că boții de pe Snapchat nu pot oferi deloc Stumble Token sau gemuri gratis pe Stumble Guys. Lasă-mi părerea ta în comentarii cu alte aplicații care crezi că pot oferi gemuri și Stumble Tokens gratis pe joc. Hai să dăm și noi niște meciuri aici la Triple Block, deci pentru că Bradere n-a mai jucat de foarte multe pe acest game mode și sunt tare curios dacă mai știu să joc ca înainte, dacă abilitățile mele au mai rămas în joc. Văd că de data aceasta avem mapa Block, deci în prima mapă sunt tare curios, Bradere, să văd cum mai joc. Suntem de data aceasta cu skin-ul de Berserker, care doar legendele îl știu. Doar legendele știu că acesta a fost primul meu skin care am realizat primul episod. Și sincer, spuneți-mi în părerea voastră în comentarii, ați dori să fac o reacție la primul meu episod de Stumble Guys sau nu? Haideți să vedem, stăm aici destul de chill pentru că playerii văd că pică destul de ușor. Mamă, brother, cum am trecut acolo. Mam, bine, picior acolo. Let's go. Mamă, aici țepii. Ne dăm puțin în spate. Bine, eram chiar acolo pe margine și let's go, qualify. Zic că ne-am descurcat destul de bine în meciul anterior. Haideți să vedem dacă de data aceasta pe mapa Laser Dash ne vom descurca la fel de bine ca în meciul anterior. De data aceasta încercăm să stăm mai pasivi deoarece mai lipsesc câțiva player și numărul de player care se elimină sunt 8. Și de data aceasta suntem mai complicați deoarece avem și aceste laser. Am vrut eu să elimin acea banană, dar s-a băgat un alt player în fața mea. Hai să vedem. Mergem aici cu un emote. Am luat acest skin de japonez, dacă nu mă înșel. Aici o să fie cam nasol. Dăm jump aici. Let's go. Bine. Trecem pe aici. Avem tot la fel grijă la emote-uri. Bine-s. Și let's go, qualify. În cea de-a ultima rundă pe mapa Block Dash Endless, mapa cu wave-uri. Haideți să vedem data aceasta până în ce wave vom ajunge noi. Sunt tare curios de acest lucru pentru că, sincer, n-am mai jucat de foarte mult pe mapa de wave-uri și sunt tare curios. Dacă reușim chiar să ne calificăm, bineînțeles. Un player a picat, bro, ce ușor a picat acel player. Și sunt sigur că de acum toți playerii o să pice mai greu, presupun. Dar, na, vom vedea pe parcursul meciului. Dăm aici un emote. Am încercat să omor acel Sensei Fire Fist, dar nu ne-a ieșit. Bine, let's go, am jumpat acolo fără să mai spargem blocul. Dăm acum emote în Sensei Fire Fist și în skinul japonez. Let's go. Da, văd că băieții stau destul de liniștiți, pur și simplu. Nu se bagă cu emote-uri sau altele. Văd acolo un emote dat de la mamă, haideți că s-a activat văruțul nostru. Bine-s. Cred că au murit acel Sensei Fire Fist, presupun. Mamă, brodere, ce jump acolo. 3 playeri au murit, let's go. 4 la momentul de față. Și suntem în wave 11. Bine, haideți că putem să trecem pe aici. Stai liniștit, văd că s-au activat și băieții cu emote-uri la momentul de față. Au stat acolo pasiv, dar acum văd că se bagă extrem de agresiv. Haideți să vedem, wave 14. Jump, 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 let's go. Și aici vine acest zid. Da. Da, văd că a reușit să treacă, bro. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Chiar noi am trebuit să murim ultimii și cred că a ieșit câștigător acest Dynamitron exact. GG, bradere, și felicitări. Băieți, cam atât am făcut cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like și subscribe și noi ne revedem care fiecare dată la un episod. Dacă ai pierdut clipul anterior, îți voi lăsa chiar aici link la următorul clip și du-te și vezi.